pentru a putea susține activitatea Ministerului Afacerilor Interne și pentru a putea asigura sumele pentru achizițiile necesare pentru protejarea diferitelor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, fie că este vorba de poliție, poliție de frontieră, departament pentru situații de urgență sau jandarmerie. De asemenea, am asigurat capital de lucru pentru Unifarm, compania statului român, care se află în subordinea Ministerului Sănătății, pentru a fi mai eficientă în derularea tuturor achizițiilor necesare pentru susținerea activității la nivelul Ministerului Sănătății, la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică, la nivelul spitalelor și la nivelul diferitelor structuri care au nevoie de tot ceea ce este necesar în organizarea activității. Am luat niște măsuri pe care le considerăm absolut necesare în situația în care ne găsim pentru a susține angajații și angajatorii care sunt afectați de epidemia de coronavirus. Printre măsurile luate, cele mai importante sunt: am decis prin ordonanță de urgență să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri prin intermediul fondului de garantare. Majorarea plafonului am putut să o facem în primă fază cu 5 miliarde. Suntem pregătiți să majorăm acest plafon cu încă 5 miliarde dacă e necesar și de asemenea, dacă va fi necesar, să ne ducem până la o majorare cu 15 miliarde a plafonului de garantare. Practic, garantăm credite pentru investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru. Dobânda pentru ambele produse este subvenționată în proporție de 100%. De asemenea, garanția funcționează pentru 90% din credite, în cazul creditelor până într-un milion, și garanția va fi de 80% pentru creditele de peste un milion. De asemenea, am stabilit împreună cu Ministrul Finanțelor să asigurăm rambursarea TVA până în limita sumei de 9 miliarde pentru a asigura fluxuri de capital, injecții de capital către companii prin intermediul rambursării TVA, tocmai pentru a putea permite companiilor care își desfășoară activitatea să beneficieze de capitalul de lucru necesar pentru funcționare. De asemenea, am stabilit ca la rectificarea bugetară să asigurăm creșterea bugetului alocat pentru decontarea concediilor medicale. Se știe că încă de la preluarea guvernării am găsit o situație în care decontările concediilor medicale, care au fost plătite de angajatori și trebuie să le asigurăm angajatorilor sumele pe care le-au cheltuit, rambursarea sumelor pe care le-au cheltuit pentru plata concediilor medicale, înregistra o întârziere de până la un an de zile. Ne-am propus să alocăm sumele de bani pentru decontarea sumelor cheltuite de angajator pentru plata concediilor medicale, astfel încât să beneficieze companiile de acest influx de capital de care au nevoie în această perioadă. O altă măsură foarte importantă pe care am luat-o este aceea de a asigura plata șomajului tehnic, plata angajaților care intră în șomaj tehnic din
bugetul Ministerului Muncii prin intermediul ANOFM, prin bugetul de șomaj. Practic aici am luat această decizie pentru că este clar că foarte multe companii sunt afectate direct sau indirect de epidemie și multe companii nu au capacitatea, pentru că li s-au redus veniturile, li s-au redus încasările, cifra de afaceri, nu au veniturile necesare pentru a asigura plata salariilor angajaților și exista riscul ca angajații să fie trimiși în șomaj, să fie dați afară utilizându-se cazul de forță majoră sau să li se suspende contractele de muncă. Decizia este de a plăti din bugetul fondului de șomaj 75% din salariul brut, cât este practic indemnizația pentru lunară pentru perioada de șomaj tehnic, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Avem practic două categorii de angajatori. Prima categorie de angajatori este aceea care a fost afectată direct de măsuri restrictive care au fost dispuse de autorități în situația de urgență. Dau exemplu hoteluri, restaurante, cafenele, instituții de spectacol, prin suspendarea activității pe o perioadă, pe perioada situației de urgență, practic acești angajatori, aceste companii sau alte categorii de angajatori, ca urmare a măsurilor restrictive adoptate de autorități în baza decretului pentru situații de urgență, este clar că nu își pot plăti angajații pentru că și-au întrerupt temporar, total sau parțial activitatea. Ca atare, angajații acestor companii vor beneficia de plata indemnizației pentru șomajul tehnic de 75%. A doua categorie de companii sunt companiile care nu au fost afectate direct de măsuri restrictive, de măsuri dispuse de autorități pentru a reduce riscul de răspândire a epidemiei, dar au fost afectate de diferite consecințe ale epidemiei de coronavirus. Pentru a putea beneficia de această plată pentru salariații pe care nu-și mai pot permite să-i plătească ca urmare a afectării activității, companiile vor trebui să depună o declarație pe proprie răspundere, iar condiția de acordare este să le fi să redus veniturile, să le fi scăzut cifra de afaceri cu un procent de minim 25%. De ce am considerat că este util să adoptăm această măsură? Noi am avut în analiză și o măsură activă de susținere a companiilor pentru plata salariilor angajaților. Am luat totuși decizia de a susține plata șomajului tehnic și din cauza contextului în care ne găsim. Dacă am fi ales măsura activă de a susține plata salariului într-un procent printr-o măsură activă din bugetul fondului de șomaj, am fi instituit obligația acestor angajați de a se duce la muncă, de a intra în contact, ori am considerat că este pe moment, pentru situația de urgență, mult mai utilă măsura de a plăti acest șomaj tehnic, neobligându-i să se ducă la serviciu și oferindu-le posibilitatea să stea acasă și să evită contacte sociale care ar fi putut să crească riscul de contaminare. De asemenea, am luat o măsură importantă de modificare
a codului penal privitoare la infracțiunile care se petrec în contextul epidemiei de coronavirus, în care am decis majorarea pedepselor pentru falsul în declarații privitor la epidemia de coronavirus. Știți foarte bine că există mai multe situații, situația în care un cetățean revine dintr-o țară unde există un număr de cazuri și fie trebuie să intre în carantină, fie trebuie să intre în izolare. Acest cetățean trebuie să completeze o declarație, iar în cazul în care comit un fals și nu spun adevărul, din ce țară vin, din ce localitate vin, astfel încât autoritățile să poată să ia decizia corectă, fie decizia de intrare în carantină, fie decizia de izolare la domiciliu, vor suferi consecințele legii. Înseamnă că ei comit o infracțiune, o infracțiune care va fi pedepsită cu închisoare. De asemenea, am majorat pedepsele pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii răspândirii epidemiei. Cine nu respectă carantina, cine nu respectă măsurile care sunt dispuse de autorități, de Direcția de Sănătate Publică sau alte măsuri dispuse de autorități, de asemenea, trebuie să știe că li se va întocmi dosar penal. Nu putem accepta ca cetățenii responsabili care sunt în situația de a fi izolați la domiciliu sau în carantină să nu respecte aceste decizii ale autorităților, să umble liber în societate și să riște să îmbolnăvească cetățenii români. Datoria primordială a guvernului este să apere sănătatea cetățenilor. Pentru a apăra sănătatea cetățenilor români, vom lua măsuri oricât de dure pentru a-i pedepsi pe aceia care nu respectă deciziile și regulile stabilite. Nu în ultimul rând, este introdusă o nouă infracțiune, omisiunea de a da date. În cazul în care, de exemplu, în cursul unei anchete epidemiologice, cineva nu dă informații complete privitor la persoanele cu care a intrat în contact, încercând să protejeze pe unul sau pe altul, se consideră că este o omisiune în furnizarea de informații corecte către autorități. Și în această situație se poate constitui dosar penal. Ca atare, știu că cea mai mare parte a românilor care trec în această perioadă grea prin măsuri restrictive de izolare la domiciliu sau de carantină, știu că cea mai mare parte respectă legea, respectă deciziile autorităților. Tocmai din acest motiv am decis să înăsprim aceste pedepse pentru a-i sancționa pe aceia care nu înțeleg că trebuie să respecte toate măsurile luate de autorități, pentru că altfel riscă să pună în pericol sănătatea și poate chiar și viața cetățenilor români. Sigur că am adoptat și alte decizii care sunt legate de alte domenii de activitate. Mesajul pe care vreau să-l dau este foarte clar. Economia trebuie să funcționeze, mai ales în punctele cheie. În domeniul energiei, în domeniul furnizării de utilități, de servicii publice, toate instituțiile statului trebuie să funcționeze la capacitate maximă. Toată zona medicală, toată zona de aprovizionare a populației, toată zona comercială trebuie să funcționeze la deplină capacitate pentru a asigura condiții normale de aprovizionare, pentru a asigura
furnizarea tuturor serviciilor, utilităților necesare pentru funcționare. Ca atare, solicit tuturor companiilor să ia măsuri de protejare a angajaților. Încă de la începutul declanșării epidemiei, am urmărit cu mare atenție fiecare evoluție și am luat măsuri care au fost graduale în funcție de evoluția situației. Păstrăm aceeași mobilizare și suntem pregătiți, în funcție de evoluții, să luăm orice măsuri pentru a proteja sănătatea populației. În perioada următoare am solicitat Ministrului Sănătății, Ministrului Afacerilor Interne și celorlalți miniștri implicați o mobilizare și mai bună, întărirea capacității direcțiilor de sănătate publică. Trebuie să vă spun că am găsit direcțiile de sănătate publică aproape în moarte clinică, cu un număr foarte mic de angajați, neglijate de guvernanții care au fost până la noi, și am dispus măsuri pentru întărirea capacității direcțiilor de sănătate publică, angajarea de personal, fie rezidenți, fie medici din rețeaua școlară, fie personal din alte entități care are capacitatea de a desfășura activități, de exemplu de la casele județene de sănătate. De asemenea, eventuali medici care funcționează în spitale, care nu sunt în prima linie a bătăliei cu coronavirusul și care ar putea să-și desfășoare activitatea. Am crescut și vom crește constant numărul de epidemiologi care sunt implicați în anchetele care se desfășoară, pentru că de viteza cu care se desfășoară anchetele epidemiologice, atunci când se constată o persoană că este diagnosticată pozitiv, de viteza cu care se derulează și de viteza de adoptare a măsurilor depinde reducerea răspândirii virusului în comunitate. De asemenea, am solicitat Ministerului de Interne, mai ales odată cu preluarea poliției locale, să ia măsuri energice pentru respectarea izolării la domiciliu și a carantinei, dacă este necesar, inclusiv prin echipe mobile de jandarmi, care să se deplaseze și să verifice la fața locului, în cât mai multe localități, modul în care se respectă izolarea la domiciliu și împreună cu reprezentanții administrației locale, cu primarul, cu angajații primăriilor, pe baza situațiilor existente, să ia toate măsurile care se impun, inclusiv măsuri drastice de sancționare, fie prin amenzi contravenționale, fie prin constituirea de... În care am implicat toate entitățile care au capacitatea de a putea obține materiale de protecție, echipamente, pentru a asigura necesarul de material. Repet din nou afirmația. Stocurile existente prin lege, care ar fi trebuit asigurate prin prevederile legale pentru a fi pregătiți pentru combaterea unei epidemii, erau zero. Noi, practic, a trebuit să ne descurcăm, să facem față unei situații în care a trebuit să facem niște achiziții pentru a compensa absența stocurilor care ar fi trebuit constituite pentru a preveni și pentru a putea interveni eficient în cazul apariției unei epidemii. Avem, în momentul de față, contracte semnate deja. Au început să vină diferite categorii de produse și încetul cu încetul vom prelua în fabricație de către companii românești aceste produse care, trebuie să știe toată lumea, sunt extrem de căutate pentru că a crescut enorm cererea și toate statele și alți actori privați sunt implicați în acest proces de achiziționare acestor categorii de produse. Ca atare,
folosim penuria care a existat pentru anumite produse pentru a dezvolta capacități de producție în România și vom susține companiile care au capacitatea efectivă de a realiza aceste produse. Închei prin a vă îndemna din nou la calm, responsabilitate, o atitudine rațională. Vă cer din nou să vă informați doar din informațiile care sunt transmise oficial de autorități. Războiul informațional, abundența fake news-urilor, creează o stare de spirit care nu este potrivită. Urmăriți informațiile oficiale. Nu vă mai lăsați pradă informațiilor care sunt transmise de multe ori în mod vădit, cu rea intenție, de pe diferite canale de informare și care nu au alt scop decât să inducă o stare de panică, să genereze o spaimă între cetățenii români. Vom lua măsuri când vom identifica astfel de surse de fake news care în mod clar au ca scop să dezinformeze cetățenii și vom lua toate măsurile care le putem lua în situația de urgență decretată de președintele României. Guvernul este într-o colaborare constantă cu președintele României. Ne consultăm, analizăm și încercăm să luăm cele mai bune decizii care se impun pentru fiecare situație. Vă doresc sănătate, respectați toate recomandările care au fost formulate pentru a vă feri de contaminarea cu virus și urmăriți informațiile oficiale care sunt furnizate de autorități.